Bine v-am regăsit la un nou sezon de dresaj canin la TVR. Vom începe cu comanda așteaptă, o comandă foarte folositoare pentru toți posesorii de câini, cei care își doresc să se oprească căței la magazin, cei care își doresc să-și pună câinele să stea pe loc atunci când trec strada și așa mai departe. El este Pișco, este un bișon, el va fi elevul de astăzi care ne va ajuta în primă fază la exemplificarea poziției așteaptă, da? Ești gata, Pișco? Este în poziția șez, îi spun așteaptă, recompensez. Șez, este în așteaptă, repet comanda, recompensez, atâta timp cât el păstrează poziția, da? Foarte bine, foarte bine. Bun, în momentul în care el mă încurajează și e gata să păstreze poziția atâta timp cât sunt lângă el, încep să mă mișc și să-l rețin în poziția respectivă. În momentul în care a făcut acest lucru, vin din nou și recompensez acolo. Să aveți grijă să-l recompensați în momentul în care, după cum ați observat, el a sărit în întâmpinarea mâinii, să aveți grijă să recompensați în momentul în care păstrează poziția și să nu îl obișnuiți să vină în întâmpinarea mâinii, că altfel recompensați de fapt altceva, ieșirea din poziție. Cum aș face eu acum? În loc să-i dau pentru că stă, eu îi dau pentru că iese din poziție și atunci această greșeală repetată duce la neîndeplinirea obiectivului final. De ce ies câinii din poziția pe care noi o dorim? Datorită faptului că sunt sensibili. Sunt sensibili la mișcarea noastră, sunt sensibili la factorii de mediu care sunt în jur și de care sunt atrași, sunt sensibili la prezența altor persoane sau câini la care vor să se ducă sau face. Deci, pentru acest lucru trebuie întâi să lucrăm un pic la desensibilizare și anume, dacă mă apuc acum să mă mișc, câinele se mișcă după mine. Pentru că el este sensibil la mișcarea mea, da? Încep programul de desensibilizare, nu atașez distanță, dar în schimb îl obișnuiesc că eu chiar dacă mă mișc, el poate păstra poziția că în această poziție câștigă recompensa, da? O altă posibilitate de a pune câinele în așteaptă este poziția culcat. Culcat. Poziția culcat deja am arătat-o în edițiile trecute, așa că doar ne vom folosi de ea pentru a face comanda așteaptă. Așteaptă. Bravo. S-a ridicat. Îl iau, îl pun înapoi, da? Culcat. Așteaptă, bravo, așteaptă, foarte bine, mă îndepărtez, vin, îl recompensez și apoi îi spun liber. Am început să exersăm cu câinele mersul liber, da, avem lesa de siguranță pe care o folosim atunci când e cazul de oprire, da, și începem pas cu pas să testăm comanda așteaptă să vedem cât funcționează. De exemplu, acum o să-i spun pur și simplu așteaptă. Și plec de lângă el. Să văd ce faci. Așteaptă. Plec de lângă el. A stat. Îl recompensez. Pentru a complica exercițiul, o să-i prezint acest obiect de aport, după care este absolut înnebunit. Și o să testez la ce nivel poate face el comanda așteaptă. Se duce după obiect sau rămâne în poziția pe care eu i-am impus-o, da? Așteaptă. Așteaptă. M-am îndepărtat, câinele păstrează poziția. Merită să-l recompensez în condițiile astea exact cu obiectul pe care el îl dorește. Liber! Bravo, Pișco! Bravo, Pișco, bravo! Iar joacă, iar alergare! Asta trebuie să se întâmple în toate ședințele de dresaj. Multă joacă, multă alergare, câinele să nu mai facă diferența dintre cele două momente de dresaj, efectiv de ascultare și de joaca pe care el și-o dorește atât de mult. Pentru ultimul pasaj din această ședință de dresaj, voi încerca, să zic așa, marea cu degetul, îi voi testa limitele, voi încerca să iau o distanță foarte mare, în așa fel încât să văd câinele vine după mine sau nu vine. Dacă vine, nu este absolut nicio problemă,
Dar dacă nu vine, am ocazia să-l recompensez și în asemenea mod să se termine ședința foarte plăcut. Așteaptă. Așteaptă. Culcat. Așteaptă. Așteaptă. Pot să repet comanda, așteaptă, nu-i problemă. Las jucăria jos. Așteaptă. Chiar dacă ia jucăria, așteaptă. Fuge și nu mai apucăm să ridicăm jucăria de jos. Îl lăsăm să se bucure de ea fără să-l lăudăm. O recuperăm și putem repeta din nou exercițiul. Așteaptă. Câinele se mișcă foarte bine, merită. Liber. Recompensat cu jucăria. Bravo. Bravo, piticule, bravo și ne ducem la joacă. Așa, copilul copiilor. Astfel, cu jocul foarte plăcut pe care l-am avut cu Pișco, cu exemplificarea exercițiului de așteaptă și etapelor prin care trebuie să trecem, ne luăm la revedere. Până data viitoare, la următoarea emisiune, eu vă doresc să vă dresați câinii bine. Pișco, zi și tu la revedere. Zi și tu la revedere că te tăvălești. Nu mai ești alb, ești gri.